Procurorii Dicot au dat lovitura. Percheziții masive în București și 7 județe din ar. Prejudiciu, 1 milion de euro. În această dimineață, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizat sublinierei terorism structura centrală împreună cu oficeri de poliție judiciar din cadrul Brigzii de Combatere a Criminalității Organizate București sublinierei au efectuat un număr de 15 percheziții domiciliare pe raza municipiului București sublinierei a judecelor Ilfov, Vâlcea, Cluj, Bihor, Constanța, Giurgiu sublinierei Buzău în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în sevâr sublinierea infracțiunilor de fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos sublinierei sepelare de bani. De asemenea, concomitent, în Italia, sunt efectuate 20 percheziții la adresele membrilor grupului. În cauz, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2015-2018 pe teritoriul Italiei și a României a acționat un grup infracțional organizat, specializat în sevâr sublinierea de infracțiuni informatice, respectiv fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos. Grupul infracțional organizat a fost constituit de cetre doi cetățeni italieni care au coordonat mai multe celule alcătuite din aproximativ 50 de membri sublinierei au acționat concomitent în România și în Italia, fiecare având roluri bine determinate. Un rol marcant în cadrul grupului, palierul 2, l-au avut trei ceceni în România căror activitate infracțională a constat în clonarea unor site-uri web ale unor bănci și instituții financiare, în vederea obținerii datelor de identificare ale cardurilor bancare precum și ale datelor de acces la conturile de online banking ale persoanelor vetemate. După accesarea conturilor de online banking prin utilizarea datelor astfel obținute, membrii grupului au transferat/virat sumele de bani în conturile altor membri ai grupului, ce aveau atate carduri bancare preplătite, prepaid. În fapt, suspecții obțineau în mod neautorizat datele de contact ale victimelor iar ulterior le trimiteau mesaje e-mail, aparent din partea reprezentanilor băncilor, prin care le solicitau datele confidențiale, sub pretextul că le sunt necesare pentru remedierea unor probleme de securitate ale contului bancar. Totodată, victimele erau îndrumate să acceseze un link din cuprinsul e-mailului pentru remediere. Acesta reprezenta o adresă de web, care conținea o clonă a paginii de internet a băncii. În urma accesării linkului, victimele erau redirecționate pe pagina web falsificat, în care introduceau datele de identificare ale cardului bancar precum și datele de acces la contul de online banking. Aceste date erau colectate de cetre membrii grupului, care ulterior controlau sumele de bani din conturi. Ulterior, sumele de bani erau retrase în numerar de la atm.re.it. Din Italia și din România direct de pe cardurile preplătite, de cetre titularul contului atat cardului, în schimbul unui comision.
restul sumei de bani era fie încărcat pe alte carduri preplătite, care erau utilizate la retrageri în Italia și în România, fie era transferat prin serviciile de transfer monetar rapid în România, unde acestea erau ridicate de către mai multe persoane de cetenie român. În urma activității infracționale, au fost compromise conturile a aproximativ 200 de victime, valoarea totală a prejudiciului cauzat fiind de aproximativ 1 milion de euro. În urma perchezilor, până în prezent, au fost ridicate mai multe computere, carduri bancare, documente de transfer bancar, dar și peste 50 de grame de cocaină. Pentru destructurarea grupului infracțional organizat s-a constituit o echipă comun de anchetă între autoritățile judiciare din România, subliniere Italia. La nivelul Eurojust, în cadrul echipei comune de anchetă au fost organizate două întâlniri de coordonare. De asemenea, la sediul Eurojust a fost constituit un centru de coordonare pentru acțiunea comun simultan de subliniere Euratast zi de cetre din cot sublinierei autoriților judiciare din Italia. La sediul DICOT structura central vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 38 de persoane. Echipa comun de anchetă a beneficiat de sprijin logistic sublinierei financiare din partea Eurojust. Activitățile investigative au beneficiat de sprijinul Europol. Acțiunea a fost desfurat cu sprijinul brigzii speciale de intervenie a jandarmeriei. Facem precizarea ce pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de codul de procedură penal, precum și de prezumția de nevinovăție.